Nu suntem primul Teatru Național din România, primul a fost la Iași, în 1840. Al doilea la Craiova, în 1851, cu un an înaintea noastră. Al patrulea la Timișoara, în 1875. Al cincilea la Cluj, în 1907. Tot în 1907 se construiește noul Teatru Național din, Ia din Iași. Al șaselea și al șaptelea Teatru Național, după ce Ferdinand a fost un rege în 15 octombrie 1922, a preluat în subvenția statului Teatrul Național din Cernăuți și pe cel din Chișinău. România era mare atunci. Al optulea și ultimul, acum 51 de ani, Târgu Mureș. În principiu avem cât un teatru național în fiecare provincie istorică. Șase dintre ele sunt subvenționate de statul român prin Ministerul Culturii, Cernăuțiu și Chișinău au finanțări pe proiecte românești de la Ministerul Român al Afacerilor Externe. Pe lângă cele șase teatre naționale, în România mai sunt încă 65 de teatre subvenționate la nivel local. Politica culturală a statului românie, subvenționând 70 și de teatre, e să subvenționeze prețul biletului. Noi avem un buget la TNB anual de 13 milioane de euro. Pare mult, dar nu e. 3 milioane de euro vin din vânzarea de bilete, 10 milioane de euro e subvenție. Dacă n-am avea subvenția ca să câștigăm 13 milioane cât costă să ținem minunăția și să și jucăm, la 250 de mii de spectatori ar trebui să facem biletul 300 de lei. Dacă facem biletul 300 de lei, nu mai avem 250 de mii de spectatori. E prea scump. Și atunci subvenția vine și la noi, și în toate teatrele finanțate, local sau central, în așa fel încât cel mai scump bilet de teatru să fie 100 de lei. În TNB acum sunt 2300 de locuri, din ele, ceva mai puțin de 10% sunt 100 de lei. Restul sunt 80, 60, 50, 40. Facem un arc peste timp, 31 decembrie 1852, în calea Victoriei. 21 decembrie 1973 e gata Teatrul Național. Aici sunt trei corpuri de clădire. A, B, C. Noi suntem în A, unde la etajul 2 e sala mare. În corpul C, în 73, sala studio și sala atelier. Între 2011 și 2015 am trecut printr-un proiect de consolidare și reinventare a spațiilor. Nu mai avem trei săli, avem șapte. De fapt, sunt șase săli de spectacol și un amfiteatru în aer liber. 73 de milioane de euro a costat reconstrucția pe care am făcut-o între 2011 și 2015. Toată reconstrucția 2011-2015 pornește de la două studii antiseismice, unul în 2003, unul în 2005, firme diferite, care amândouă spuneau că la 6,5 pe Richter auditoriul mari marcade. Am avut noroc că n-am avut cu tremur mare după 18 aprilie 2015, când am terminat reconsolidarea, și la 1,5 pe Richter nu pățim nimic. Din corpul A, care e alb pe jos, e marmură, mergem în corpul B, care e verde, gazon. Suntem în corpul B. În corpul B, în 1973, când s-a construit teatru, nu erau săli. Aici, pe două etaje, era depozitul de costume. b o a intrat prima reconstrucție, ce am făcut? am mai construit un etaj și am urcat tot depozitul de la 0 la 6. Am scăpat de plafonul de la etajul 1, am consolidat stâlpii de rezistență de jur în prejur, am dublat grinzile și am făcut o sală cu pereții paraleli. Într-o sală cu pereții paraleli, sunetul e staționar. Asta înseamnă că dacă vorbesc încolo, sunetul se întoarce pe același unghi înapoi. Și am ecou, se numește Media pentru că e la mijlocul teatrului. A, B, C, la mijlocul lui B. Fiecare din cele șapte săle au câte un proiect artistic special. Aici avem un program care se numește TNB Parateatral. Ce înseamnă asta? Teatru pentru copii în fiecare sâmbătă și duminică dimineață cu Marian Râle. Video-proiecții de filme. Acolo e un ecran electric, se lasă, punem scaune până în față, vedem filme spectacole de dans, concerte, muzică de cameră, jazz, folk, spectacole de muzică și poezie. Lucruri care au legătură cu teatru, dar nu sunt realmente teatru. TNB, para teatral. Para, din greacă, deasupra. Sala mică are un program care se numește 9G la TNB. Noua generație la teatrul național. Actori, regizori, scenografi sub 35 de ani, neangajați în teatre, Cărora, pe baza unei licitații de proiecte le oferim șase săptămâni de repetiție într-o sală de repetiție. Depozitele și atelierele noastre, din ce avem, dacă vor, să-și facă decorul și costume. Iar ei sunt obligați să joace proiectul 9G de trei ori, gratuit, pentru rudele lor, pentru prieteni și așa. Spectacolul gratuit e văzut de Consiliul Artistic al Teatrului, cei șapte cei mai importanți din Teatrul Național, care hotărăște Consiliul dacă proiectul 9G e de nivelul repertoriului TNB sau nu. Dacă nu, sunt liberi să ia spectacolul să-l joace unde vor, nu la noi. Dacă da, creatorii sunt plătiți: regie, decor, costume, text, traducere, muzică, lumini și așa. Obținem dreptul de reprezentare, dar păstrăm doar 10% din vânzarea de bilete. 90% se duc pentru actorii care n-au job. Nu există două săli de teatru identice nicăieri în lume. Sunt foarte multe lucruri comune sălilor de teatru. Cabina de lumini, cabina de sunet, acolo în spate pe unde o să ieșim, cabinele actorilor, care joacă la sala atelier. Aici avem un octogon regulat. Scaunele pe care le vedeți, mai puțin primul rând, sunt formule de două, trei sau patru scaune pe roți, care pot transforma spațiul de joc. Există trei formule clasice în care jucăm teatru. Acum 3500 de ani, grecii au inventat amfiteatru, în care scena e înconjurată din trei părți de public cum e acum sala atelier. Acum 2000 de ani, romanii au făcut coloseumul, circul, arena, în care publicul înconjoară spațiul de joc din toate părțile. Abia la sfârșitul secolului XVI, în nordul Italiei, Palladio, se numește arhitectul, a inventat scena italiană. Publicul față în față cu spațiul de joc, cum era sala media unde am fost. El a inventat scena italiană pentru teatrul liric, pentru operă între public și scenă, fosa orchestrei. Teatru dramatic, proza, ce jucăm noi, a preluat ideea și după Shakespeare, după 1600, marea majoritate a sălilor nou construite sunt al italien. Aici avem dramaturgie nouă. Care e ideea? Nu e o sală mare, sunt maximum 200 de locuri. Nu investim foarte mult în decoruri și costume pentru un text nou. Întâi verificăm dacă publicului îi place povestea. Clasicii și comediile le jucăm la sările mari, cu investiții în decoruri și costume. Toată lumea vine să vadă Shakespeare, Molière, Caragiale, de la Vrancea, Ibsen, Cehov, da? Lumea vrea să vadă asta. Când am un text nou, nu știm ce zice publicul de poveste. Și atunci, dacă spectacolul nu are succes, fără să pierdem foarte mulți bani, îl scoatem din repertoriu după un an, o stagiune. Dacă are succes, se joacă aici 7, 8, 9, 10 stagiuni, iar peste 25 de ani, pentru următoarea generație, el poate fi montat la o sală mai mare, cu alți actori în altă regie, cu investiții în decorul și costume. Devine clasic. Unde sunt lifturi de decor, sunt depozite de decor. În fiecare zi jucăm alt spectacol. Facem asta... 40 de săptămâni pe an, 6 zile pe săptămână, doar lunea e liberă la teatru. Etajul 2, unde ajungem, e inima teatrului. Pe partea din spate, spre strada Tudor Arghezi, sunt atelierele de producție, în decoruri și costume. La mijlocul teatrului, la etajul 2, sunt trei săli. Pe partea din față sunt cabinele actorilor pentru cele trei săli. În 22 de minute jumate, dintr-o sală italiană cu scenă acolo, sala studiu se transformă într-o arenă cu scenă aici. Pereții pe care îi vedeți în stânga și în dreapta sunt agățați în tavan din metru în metru pe niște roți ceva mai mari ca sidiurile. Pereții nu se sprijină pe podea. Când nu avem decor în scenă, apăsăm pe un buton și pereții ăștia se duc stânga-dreapta până în fundul scenei. Stalul în care suntem cu toții acum, e un pic înclinat. Se îndreaptă, se ridică deasupra nivelului scenei și pe roți se duce până în fundul scenei. Sub el e o altă scenă. În spatele pereților sunt două auditorii, cum e cel din spate unde stăteau băieții. Cel din stânga mea, peretele nu mai e aici. Vine pe roți, se întâlnește cu cel din spate acolo și vine până la jumatea scenei aici. Cel din dreapta mea, peretele nu mai e, pleacă de unde e, se întâlnește cu cel din spate acolo și cu cel din stânga mea, la mijlocul scenei aici, și avem arena. 22 de minute jumate. În 1973, când s-a deschis sala, Ion Cojar, un mare profesor de actorie, regizor, actor, rector al școlii de teatru din București, director TNB 96-2000, a montat un cupe caragiale în care prima parte se jucană pasta, în variantă italiană, publicul ieșea afară în foyer, se întocea după 25 de minute și vedeam cu totul alt teatru, în arenă, uh, Conul Leonida față cu reacțiunea. Sala Studio și Sala Ion Caramitru, în principiu, clasici și comedii. Aici ne permitem să investim în decoruri și costume, că știm că spectacolul are succes. Noi credem că e una din cele mai deștepte săli de teatru din lume. Orice scenă mare de teatru are patru pătrate. Buzunarul din stânga, scena, buzunarul din dreapta, în spatele cortinei de fier, buzunarul din fund. buzunarul din stânga și în cel din dreapta, care sunt, acum sunt trase cortinele de fier, sunt cinci culisante care au 3 metri pe 16 metri. În scenă, sunt cinci trape care au 3 metri pe 16 metri. În buzunarul din fund e o culisantă mare care are 16 metri pe 15 metri adâncime, care în mijloc are o rotativă cu diagonala de 13 metri. În prima treime e actul 1, s-a terminat actul 1, ne învârtim 120 de grade, nu mai vedeți decorul de la actul 1, vedeți decorul de la actul 2. S-a terminat și actul 2, ne învârtim 120 de grade, nu mai vedeți decorul de la 2 nici pe cel de la 1, îl vedeți pe cel de la actul 3. Ce facem cu culisantele din stânga și din dreapta? Pe fiecare din ele putem să punem câte o scenă. Scena 1, scena 2, scena 3, scena 4, scena 5, 6, 7, 8, 9, 10. De ce ne trebuie spațiile astea foarte mari într-o sală mare? Pentru că în timpul spectacolului nu avem voie să montăm sau să demontăm decor, ci doar să-l mișcăm. Turnul Șenei aici are 38 de metri jumate și e plin de bare, cum o vedeți pe asta. Din 20 în 20 de centimetri. Pe bara 1, pe bara 4 și pe bara 7 punem căsuța bunicii din scufița roșie. Pleacă scufița în pădure, se ridică bara 1, bara 4, bara 7, coboară 2, 5, 9 și 11 cu pădurea cu lupul. Vine vânătorul în pușcă lupul, se ridică 2, 5, 9, 11, coboară din nou 1, 4, 7 cu căsuța bunicii, cu happy-end-ul. Dacă decorul e prea complex, facem pauză. Publicul iese afară în foyer, noi tragem cortina, demontăm partea întâia, montăm partea a doua. În timpul spectacolului nu avem voie să montăm sau să demontăm. Regula în sările de 1000 de locuri e ca distanța de la ultimul spectator până la cortină să nu fie mai mare de 23,80. 1. Acustică, nu se aude. 2. Cine stă în ultimul rând acolo, dacă nu are binoclu, vede actorul pe scenă atât. Aici jucăm vara! Între solsticiu și echinocciu. 21 iunie, 23 septembrie, când teatru e în vacanță. E pentru independenți. În fiecare sfârșit de mai revopsim totul, reparăm scena. Montăm scaune, programul se numește Nopți de vară sus pe teatru. Stăm la 24 de metri jumate deasupra nivelului pieții, o să coborâm pe scări, o să vedeți cât de multe scări coborâm.